Există multe parcuri de distracții distractive în Europa, iar preferințele pot varia în funcție de gusturi. Iată trei dintre cele mai renumite și distractive parcuri de distracții din Europa: Disneyland Paris. Franța, Disneyland Paris este una dintre cele mai populare destinații de divertisment din Europa. Aici poți experimenta farmecul lumii Disney, cu parcuri tematice precum Disneyland Park și Walt Disney Studios Park. Veți găsi atracții clasice, personaje îndrăgite din desene animate, spectacole live și multe opțiuni de divertisment pentru toate vârstele. Este o experiență minunată pentru întreaga familie. Europa Park, Germania. Europa Park este unul dintre cele mai mari și mai variate parcuri de distracții din Europa. Acesta are o gamă largă de atracții, inclusiv montagne ruse, carusele, spectacole și zone tematice care reprezintă diferite țări europene. Parcul se află în apropierea orașului Rust, în sud-vestul Germaniei, și este o destinație minunată pentru toți iubitorii de distracție. PortAventura World, Spania, situat în apropierea orașului Salou, pe coasta mediteraneană a Spaniei. PortAventura World este un complex de parcuri de distracții care include PortAventura Park, Caribe Aquatic Park și Ferrarland. Parcul PortAventura oferă o varietate de atracții și zone tematice, în timp ce Caribe Aquatic Park este un parc acvatic ideal pentru a te răcori în zilele călduroase de vară. Ferrarland este dedicat iubitorilor de mașini și oferă o experiență intensă.